Și la Giurgiu, ca în multe orașe din țară, revoluția a început în 89, imediat după fuga dictatorului Nicolae Ceaușescu din sediul central al PCR. La Giurgiu au murit atunci 7 persoane, un soldat care a fost împușcat mortal și 6 după ce o autocisternă condusă de un șofer beat a intrat într-o coloană de demonstranți. În memoria acestora s-a ridicat un monument în fața Bisericii Eroilor și o troiță în vecinătatea teatrului. Aici se depun în fiecare an, pe 22 decembrie, coroane de flori și au loc ceremonii militare și religioase. Este un moment care ne îndeamnă să reflectăm la ceea ce ne-au dus și ne-au învățat acești 26 de ani de la momentul căderii comunismului. Eliberarea de sub regimul comunist a însemnat reîntoarcerea României în filiala, în familia europeană de valori. Monumentul de la Biserica Eroilor, ceremonialul a debutat cu o slujbă religioasă de pomenire a celor care acum 26 de ani luptau pentru libertate. S-a continuat apoi cu depunerea coroanelor de flori, la care au participat autorități publice locale și județene, partide politice, veterani de război și revoluționari. Manifestările s-au încheiat cu o paradă militară.